Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite jurnaliste de la noi din țară. Ea se bucură de succese atât pe plan personal, cât și profesional. Cu toate că stârnește invidia multor femei, la fiecare apariție a sa, frumoasa prezentatoare se confruntă cu un complex încă de mică. În acest context, Mirela Vaida își dorește foarte mult o operație estetică, însă soțul ei nu este de acord. Recent, prezentatoarea TV a povestit că soțul este principalul ei sprijin în viața de zi cu zi și că nu s-ar descurca fără el totuși. Se pare că acesta nu este de acord chiar cu toate deciziile mirelei. Vedeta visează să se opereze la nas încă de când era copil, însă bărbatul de lângă ea se opune vehement. El consideră că dacă până la vârsta asta a făcut carieră în televiziune, a luat-o de nevastă și a făcut trei copii cu nasul ăla. La ce să-l mai schimbe? Înseamnă că îi merge așa, i-a purtat noroc strâmbătura aia de nas.